În cadrul unei conferințe de presă, managerul Spitalului Municipal de Urgență din Roman a precizat că unitatea sanitară pe care o conduce duce lipsă de un computer tomograf, de un aparat Röntgen pentru dispensarul TBC, de aparate de anestezie și de ventilație. Chiar dacă a transmis Ministerului Sănătății note de fundamentare în acest sens, până acum niciun răspuns pozitiv sau negativ în privința lipsei acestor dotări nu a ajuns la Spitalul Romașcan. Am făcut o notă de fundamentare și m-am deplasat împreună cu domnul director financiar la Ministerul Sănătății pentru un CT, un computer tomograf, de asemenea pentru un aparat Röntgen pentru dispensarul TBC, pentru că este foarte vechi. Aș putea spune că nu am primit nicio informare de la minister în ceea ce privește aceste note de fundamentare. Imediat ce se termină și cu vacanța luna august, e perioada concediilor, am zis că din septembrie vom merge la minister, tocmai pentru a vedea, am înțeles că este în desfășurare un program, mi-a spus doamna doctor Popescu, pentru aparatele de anestezie la Banca Mondială și atunci să mergem tot cu o notă de fundamentare prin care să specificăm că avem și noi nevoie de aparate de anestezie. A fost un program pe aparate de ventilație, la fel am fost săriți, nu ține musai de noi pe ce criterii se face selecția pentru dirijarea acestor aparate. Un tomograf este în policlinică, însă acesta nu aparține spitalului, ci unei firme cu care unitatea sanitară are încheiat un contract de prestări servicii. Când fondurile alocate de Casa de Asigurări de Sănătate pentru cei care au nevoie de serviciile computerului tomograf se termină, pacienții sunt nevoiți să scoată bani din propriile buzunare pentru efectuarea acestui tip de investigații.